În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. vii să fie Domnul. Iubiți frați și surori, știți că astăzi Duminica e numită Duminica Ortodoxiei. M-am gândit că e foarte greu în ziua de astăzi să definești ce este Ortodoxia, pentru că <coughs> sunt mulți oameni care se pretind ortodoxi, deși vedem că unii n-au nicio legătură cu dragostea Ortodoxiei, alții n-au nicio legătură cu învățătura ortodoxiei. De aceea e foarte greu să vă dau o definiție a ceea ce înseamnă ortodoxia. Și poate că aș risca, eu însumi să nu fiu ortodox, dar că aș încerca să o încadrez în câteva cuvinte. Dacă mergem la etimologia cuvântului, atunci e foarte simplu. Orto și doxa, două cuvinte grecești care înseamnă pe de o parte drept și pe de altă parte slăvire. Deci ortodox e acela care e drept slăvitor. Adică un om care și îl slăvește pe Dumnezeu, dar este și drept. Sau îl slăvește în mod corect, în mod drept. Ce înseamnă asta e foarte greu. Poate că Evanghelia ce s-a citit astăzi ne lămurește mai bine. Părintele Iosif Trifa zice că un om poate să înceapă lucrarea de propovăduire, lucrarea de credință, viața de credință cu cuvintele pe care le zice uh, Andrei. Atunci când îl găsește pe fratele său Petru. În versetul 40 din primul capitol de la Ioan. Unul dintre cei doi care au ziseră de la Ioan și veniseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său și a zis: Am găsit pe Mesia care se tălfuiește Hristos. Și părintele Iosif zice de la aceste cuvinte trebuie să plece totul. Când l ai găsit pe Mesia cu adevărat, toate se luminează în viața ta. După aceea vedeți la fel mărturia lui Filip, am aflat pe acela. Deci când vrem să vorbim oamenilor despre Dumnezeu, nu merge să, să le faci morale, să-i criti, să-i lovești în dreapta și în stânga, că nu e ortodoxie. Ortodox înseamnă să mergi și să spui, eu l-am aflat pe acela și vreau să ți-l dăruiesc și ție.- a auzit cântarea cântată de uh, surorile Morar aici. Tu care ai aflat lumina fericitei căi, zboară în valurile lumii, scapă frații tăi. Dacă nu zbori, înseamnă că nu ai aflat pe Hristos. Nu l-ai aflat cu adevărat pe Mesia. Dacă îl ții numai aici în biserică și te mulțumești cu el, să zici, Doamne, mulțumesc că ești în inima mea, mulțumesc că ești în familia mea, ăla nu-i Hristosul ortodox. Nu-i Dumnezeul nostru adevărat. De aceea, dreaptă slăvire, vedeți, înseamnă și drept, corect, dar și să slăvești pe Dumnezeu și să slăvești prin viața ta, prin trupul tău, prin vorbele tale, prin purtarea ta, prin modul de viață în mijlocul societății în care trăiești. Poate că nici asta nu e întâmplător. Atunci când vorbim despre ortodoxie, părinții bisericii spun că a triumfat ortodoxia atunci când icoanele au fost lămurite în anul 787 și nu vreau să vă repet istoria care v-am spus-o anul trecut despre cinstirea Sfintelor Icoane și vreau să vedem că Icoană nu înseamnă altceva decât să vă spun un sinonim echip. Sinonim cu icoană echip. Cuvântul chip e sinonim cu cuvântul icoană. Haideți să vedem foarte limpede cum se arată în icoană, practic învățătura aceasta de care am vorbit la început, aflarea lui Hristos. Filip îl întreabă pe Mântuitorul, Ioan, capitolul 14, versetul 8. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și nu este de ajuns. Deci, practic, după atâtea vreme de propovăduire, după ce vede minuni, aude despre Tatăl pe Domnul Isus vorbind, Filip vine și spune, arată-ne pe Tatăl. Dacă îl vedem pe Tatăl, nu mai ne trebuie niciun argument, nicio altă dovadă, nici destul. Și Mântuitorul oarecum întristat. Isus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe? Nu mai cunoscut, zice. Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Cum zici tu arată-ne pe tatăl? Nu crezi tu că eu sunt într-o Tatăl și tatăl este într-o mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci tatăl care rămâne într mine face lucrările lui. Credeți mie că eu sunt într-o tatăl și tatăl într mine. Iar de nu credeți-mă pentru lucrările acestea. Când vorbim despre icoană, în primul rând vorbim despre Hristos care binevoiește să se facă chip sau icoana Tatălui. Vedeți Filipen capitolul 2, Începând cu versetul 6, Sfântul Apostol Pavel lămurește problema aceasta a lui Hristos care, chipul lui Dumnezeu fiind, a binevoit să ia trupul acesta omenesc. Deci, Dumnezeu e nevăzut, clar. Nimeni nu-l poate vedea pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, zice Evanghelia. Evrei aveau dorința aceasta totuși de a-și imagina ceva, de aceea apare vițelul de aur, de aceea încercă să-și să, să imagineze pe Dumnezeu și nu-l văd cum. Și primezi poruncă de la Dumnezeu ceea ce n-ai văzut. Să nu faci. Deși Dumnezeu le dă poruncă să nu faceți chip cioplit, pe de altă parte le spune să faceți uh, niște îngeri pe capacul chivotului, ăsta nu erau chipuri cioplite. Dar zice că la Dumnezeu, nici vorbă. Dar după ce Hristos ia chip, adică ia trupul acesta omenesc și începe să se arate oamenilor, noi aceasta zugrăvim, nu pe Dumnezeu ce ne nevăzut. Și aici. Practic Hristos vrea să ne lămurească atunci când l-ai primit pe Hristos, când l-ai aflat pe Mesia. Înțelegi toată Sfânta Treime. Înțelegi că Tatăl este în Hristos și când te uiți la Hristos, nu-L vezi doar pe Hristos izolat, singur. Ci l vezi pe Tatăl împreună cu Duhul Sfânt, vezi toată Sfânta Treime. Aici înțelegi care e cinstirea cu adevărat a lui Dumnezeu. Știu că e foarte greu lucrul acesta și asta a fost o problemă pe care părinții bisericii au lămurit-o an de zile. Era într-un sat un om necredincios, care tot râdea de soția lui și de copii care mergeau la biserică și se rugau și credeau în Domnul Isus Hristos și omul ăsta zicea, mă, nu se poate, dacă chiar există Dumnezeu, nu se poate să El care a creat Universul să se facă mic, să se facă om, să se lase jocurii de ceilalți. E imposibil. Ce Dumnezeu ar putea să facă așa ceva? Și omul tot râzând așa de soția lui și de copii, într-o zi, într-o iarnă, Geroasă vede pe deasupra casei un stol de gâște. Și cum era iarna grea, gâștele dintr-o dată încep să cadă, nu mai pot să dea din aripi, unele se băteau de geamurile lui, altele cădeau pe acolo și atunci au zis, măi, ce să fac cu gâștele astea să le salveze. Astea nu mai pot să ajungă în țările calde, că a venit iarna mai repede și dacă n-au fost în stare să se grăbească și atunci zice, hai că le bag în șură la mine și acolo le păzesc, le protejez de iarnă și le-au drumul la gâștile astea sălbatice la primăvară. Dar oricât a încercat el, s-a dus din spate, gâștele tot pe lângă, s-a dus în față, le-a chemat cu mâncare, niștele n-au înțeles nicicum. Și atunci a zis, mă, mă duc în coteț și iau o gâscă de-a mea. Și o ia și o arunc între ele. Și gâsca aceea domestică zboară către șură și toate gâștele sălbatice după ea. Și atunci omul zice, așa, vă trebuie una de-a voastră ca să vină și să o înțelegeți unde trebuie să mergeți. Pe mine n să mă ascultați. Și atunci când a pronunțat cuvintele acestea, și-a dat seama cât adevăr spunea soția și copiii lui. Că oricum s-a străduit Dumnezeu să se coboare la noi, să ne arate în fel și chip învățătura prin proroci, prin sfinți, noi n-am priceput. De aceea a fost necesar ca Hristos, ca Dumnezeu să se facă unul de al nostru, în chipul nostru, ca să ne înțeleagă toate patimile, toate cuvintele, toate stările, toate bolile. Și astfel, în felul acesta, El se ne mântuiască. El să ne scape. De aceea, când vorbim de icoana lui Hristos, nu vorbim doar de icoana pe care o sărutăm și la care ne închinăm. Și aceasta este icoana lui Hristos. Dar icoanele ne sunt puse înaintea ochilor noștri, știți pentru ce? Pentru a ne fi modele. Pentru a privi la Hristos și la Sfinți și a vedea unde trebuie să ajungem. Uitați-vă ce zice Sfântul Apostol Pavel Galatenilor. Că am zis că cuvântul icoană e sinonim cu chip. Galaten capitolul 4 versetul 19 O copiii mei, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Hristos trebuie să se facă icoană în noi. Cum se face asta? Păi când Hristos intră, ați auzit, auzit și frații înainte, pomenindu-și pe părintele Iosif în care Hristos a luat chip într-adevăr. Nu mai trebuie nimeni să te împingă de la spate. Îmi zicea o soră, când omul primește pe Hristos, Trebuie să se vadă o diferență între omul cu Hristos și omul fără Hristos. Și în îmbrăcăminte, și în purtare, și în vorbire, în toate. Trebuie să se vadă. Dacă nu se vede o diferență, înseamnă că nu-i Hristos acolo. Zicea Sfântul Simeon, neoteolog, nu vă amăgiți. Nu toți cei care s-au botezat îl poartă pe Duhul Sfânt, că nu se poate să-l ai pe Duhul Sfânt în chip inconștient. Adică eu l-am pe Duhul Sfânt, dar nu se întâmplă nimic cu mine. Nu transformă nimic în viața mea, nu-mi dă nicio putere, cum zicea fratele Mihai înainte. Dacă nu se schimbă nimic în viața ta, nu ai Duhul Sfânt. Asta e foarte clar și foarte important lucrul acesta. Ei, când privim la Hristos care se face chip al nostru, trebuie să-L privim ca și cel care se zmerește până la ultimul grad sau la cel mai înalt grad al zmerenii, dacă vreți. Și El este model al nostru în care să ne zmerim. Vă dau o altă întâmplare care cel puțin pe mine m-a făcut să înțeleg și mai bine ce înseamnă icoana lui Hristos în noi. La un magazin de animale, se duce un copilaj, avea doar 5 lei în buzunar. Și întreabă cât îs Avea o grămadă de căței. Păi te cățeii de la 100 de lei în sus. Și ăsta avea 5 lei în buzunar. Bine, dar aș vrea să-i văd pe toți. Câți bani ai? Păi am 5 lei. Dar totuși vreau să-i văd. Și vine vânzătorul și arată toți căței de acolo și la un moment dat, între toți ceilalți, copilul o să vede un cățel șchiop. Și zice, uite, mie mi-ar plăcea cățelul ăsta șchiop. Și vânzătorul zice, o, păi ăsta ți-l dau gratis. Nu, 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 zice, de ce să mi-l dai gratis? Și el merită la fel ca toți ceilalți, același preț. Uite, îți dau 5 lei acum și în fiecare lună să-ți dau 5 lei până când ajung la suma respectivă. Nu, zice, ți-l dau gratis, că ăsta, uite, dar trebuie să te gândești foarte bine. Cățelul ăsta nu o să umble niciodată cum trebuie, întotdeauna va șchiopăta. are piciorul ăsta rupt. Și atunci copilul își ridică pantalonul și îi zice, domnule, cățelul ăsta are nevoie de cineva care să-l înțeleagă. Și arată vânzătorului că el era cu un picior amputat și avea proteză la picior. Și atunci zice, cățelul ăsta are nevoie de cineva care să-l înțeleagă, să nu-l să că umblă șchiop, să nu râde de el, ci din potrivă să se poate coborî la nivelul lui și să aibă grijă cu toată dragostea de el. Ei cred că Hristos asta a făcut pentru noi. Bolile noastre le-a purtat, neputințele noastre le-a luat asupra lui pentru ca să ne înțeleagă până în străfundul inimii noastre. Pentru ca să ia chip în noi și asta știi ce înseamnă? Înseamnă ca și noi să privim spre ceilalți tot în același fel și în același mod. Ortodox dacă vreți, asta înseamnă la urma urmei să poți să privești pe cel de lângă tine așa cum Hristos te privește pe tine. Să te uiți la El și să nu-i judeci toate defectele, să nu-i judeci toate șchiopătările, pentru că toți avem. Că Hristos se uită cu dragoste și ia bolile noastre și păcatele noastre asupra Lui, tocmai ca să ne vindece de ele. Haideți să privim cu adevărat ortodoxia în esența ei, în adevărul și în dragostea ei împreunate, niciodată numai adevăr, niciodată numai dragoste. Și întotdeauna echilibrul acesta de care vorbește și fratele Traian. Și dacă vreți, poate că ortodox înseamnă ceea ce zicea Mântuitorul despre Natanael. Iată cu adevărat om în care nu este vicleșug. Dar despre asta puteți să veniți mâine și chiar vă așteptăm la studiu biblic când se va vorbi despre duplicitate. Și îi îndemn și pe tineri, dar și pe ceilalți să-și facă un pic de vreme să mai vină și la studiu biblic, și la ora de rugăciune, pentru ca să vedem pe Hristos, cum poate să-și ia chip în noi, cu adevărat. Că Hristos va lua chip, știți cum? Doar când îi vom da noi voie să se zugrăvească cu toată ființa în ființa noastră, ca să putem zice ca Sfântul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.